să-i convingi clienții să vină la tine să nu cumpere neapărat produsul cel mai ieftin, pentru că sunt acum oameni care se uită cât costă meniul, dacă e cu 5 lei mai mult sau cu 3 lei mai mult, atunci nu mănânc de acolo, chiar dacă mi-ar plăcea mai mult. Eu pun mare accent pe calitate și le explic clienților mei care ne pășesc pragul prăvăliei sau care mă sună la telefon ca să comande. Le explic faptul că eu folosesc doar ingrediente de calitate, la mine calitatea primează și prefer să le spun, domnule, mâncați un ceva puțin și bun decât un meniu clasic, cum îl găsim în toate părțile, cu două, trei componente și la un preț fix. Concurența pe această piață? Da, avem concurență, este o concurență acerbă, dar eu zic că este loc sub soare pentru toată lumea. Și atâta timp cât ești bun, ești corect și cu tine și cu clienții tăi, nu ai cum să nu reușești să-ți menții cota de piață sau zona de clienți unde vrei să ai în plus față de celelalte afaceri de gen? Structura meniului, în primul rând. Faptul că la mine este actul în fiecare zi, chiar dacă unele pot fi asemănătoare, dar gustul este întotdeauna este diferit. Adică nu seamănă. Chiar dacă, să zic, nu știu, dar un exemplu, am avut ieri cartofi. Astăzi poate fac cartofi, dar îi fac cu totul diferit. Am înțeles. De când ai început efectiv să vinzi mâncare? Mâncarea, efectiv, am început să vindem din ianuarie, anul acesta. Am luat o pauză pe perioada pandemiei și am început în forță de la sfârșitul lunii iunie și încercăm acum să acoperim să atragem cât mai mulți clienți și să încercăm să ne creăm și o cotă, să mușcăm așa un pic din piața asta livrărilor și a... Cât ai atins până acum în această cotă de piață? Ai un timp foarte scurt. Eu pot spune așa, că în medie am cel puțin 30 de clienți care fie mă sună și le duc mâncare, fie vin și trec pragul prăvăliei, plus clienții pe care i-am la evenimentele private, petreceri, pomeniri, și astea fac parte din viață. Pandemia este un moment bun pentru o astfel de afacere? Nu. Este un moment total nepriemic. Pot spune că am început business-ul ăsta pe ape tulburi. Dar e o provocare, o tratez ca atare. Important e să vezi soluții, nu să vezi problema. Cum transformi acest minus într-un plus pentru afacerea ta? Păi, tocmai factorul ăsta de diferențiator care l-am, faptul că am un meniu foarte, foarte bun și diferit față de ce găsesc clienții pe piață și încerc să mă situez și la niște prețuri, să le spun corect, nu să ai mici. E un preț corect. Unde trebuie să situezi cu prețul? Mediu spre ridicat. Asta datorită ingredientelor și la diversități. Exact, datorită ingredientelor și la diversități. Pentru că acum depinde de sezon. Pe timp de vară, nu știu, găsim un anumit ingredient, nu, să zic legumele, sunt din abundență, la un preț rezonabil. Pe timp de iarnă nu le mai găsim și trebuie să apelăm la cele din import, care sunt un pic mai scumpe. Dar încerc să păstrez un balans între ele și astfel încât preparatul meu să-mi acopere costurile și să am și un mic profit, astfel încât să fie și profitabil pentru, sau nu profitabil, să fie profitabil și pentru mine, dar și... Până acum este profitabil? Este.